Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a fost reprezentată în perioada 18-20 mai de profesorul universitar dr. Mihai Dimian, ordonatorul de credite al universității, și profesorul universitar dr. Ștefan Purici, prorector cu imaginea Universității, Relații Internaționale și Dezvoltare Europeană, la cea de-a 7-a ediție a Târgului European pentru Învățământul Superior din Japonia. Programul delegației sucevene în Japonia a cuprins întâlniri bilaterale cu reprezentanții unor importante universități nipone. În cadrul întâlnirilor bilaterale s-au analizat domeniile de interes comun, s-au scos în evidență direcțiile importante de cooperare bilaterală în educație și cercetare, precum și perspectivele de încheiere a unor acorduri de parteneriat român-nipon, inclusiv în cadrul programului Erasmus+, la care au acces și universitățile japoneze începând de anul trecut. Este o acțiune, să spunem, de pionerat, dar ea este legată într-un fel și de schimbările care au avut loc pe plan european. În sensul că de anul trecut programul Erasmus de mobilități s-a extins într-un program care permite și mobilitățile țărilor terțe, dar sigur printr-un proces adecvat de depunere de proiecte, evaluare și ulterior implementare. Deci, ținând cont de acest aspect, Uniunea Europeană, prin ambasada prezentă în Japonia, a organizat un târg european al educației, unde au fost prezente cred că 130 de universități din Europa, 5 din România și printre ele, iată, și Universitatea din Suceava. Acolo au avut loc, pe de o parte, întâlniri bilaterale, să le numim, deci fiecare universitate a procedat cum a crezut de cuvință în privința întâlnirilor bilaterale cu reprezentanții altor universități. Noi ne-am întâlnit cu aproape 15 universități, dar și cu președintele asociației, spunem, universităților din Japonia. Deja oferta noastră este transmisă la 160 de universități care fac parte din această rețea. De asemenea, în cadrul târgurilor educaționale, membrii delegației USV au prezentat celor interesați programele de licență, masterat și doctorat existente la nivelul celor 10 facultăți, oferind informații detaliate cu privire la taxe, posibilități de cazare, oportunități de dezvoltare a carierei, precum și date relevante privitoare la România și Bucovina. Iar întâlnirile bilaterale, sigur, au însemnat în primul rând un proces de descoperire, da? Fiecare a încercat să prezinte punctele tari și să vadă dacă există potențial de colaborare. Pe baza acestor prime contacte vom încerca să stabilim în primul rând parteneriate Erasmus, astfel încât studenții noștri să poată beneficia de un semestru de studii în Japonia, iar studenții japonezi, de asemenea, să poată veni în România. Spre deosebire de celelalte programe Erasmus, mobilități Erasmus, unde selecția se va face la nivel de universitate, în acest caz, cum spuneam, trebuie să depunem un proiect comun, selecția se va face la nivel național sau european, după care încercăm implementarea lui. Deci mecanismul va fi un pic diferit, dar iată, e un început. De altfel, cred că în toată România sunt undeva 10-15 studenți japonezi, deci numărul este foarte mic și în acest sens potențialul de dezvoltare este mare. În același timp, sigur, și reprezentanții universităților, de exemplu, am venit cu președintele Universității Meiji din Tokyo, Universitate Majoră a Japoniei, și spunea că, să spunem, mentalitatea japoneză este una mai naționalistă, dar își dau seama că în noul context al globalizării au avut foarte mult de pierdut din acest lucru și își doresc o mai mare deschidere. Târgul European pentru Învățământul Superior din Japonia a fost vizitat de aproximativ 1500 de elevi și studenți interesați de programele celor peste 70 de universități. La eveniment au participat și reprezentanți ai misiunilor diplomatice europene și ai altor instituții direct implicate în dezvoltarea mobilităților academice internaționale.